Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine ați venit la Casino pentru a participa împreună la acest eveniment. El este format din două momente distincte. Vernisajul expoziției personale de pictură semnată Luminița Rusu și intitulată Fuga prin Univers și lansarea volumului de poezie Gândul, semnată volumul semnat de către Ioan Mircea Corcodea. Vom începe cu lansarea volumului de poezie. Iubitor de artă și literatură, prezent la noi toate evenimentele culturale care se desfășoară la nivelul orașului, cu nelipsitul său aparat fotografic cu care a imortalizat o sumedenie de evenimente, domnul Corcodean ne oferă astăzi cel de-al șaselea volum de poezie al său, apărut la prestigioasa editură clujană, Tokia. Astăzi este pentru domnia sa o zi specială, 23 august, ziua sa de naștere, și ne oferă acest volum și a dorit să-și petreacă ziua împreună cu dumneavoastră. Așa că haideți să-i urăm un călduros la mulți ani! Prezentare a reperelor sale socioprofesionale. A făcut-o chiar desu. A scris, mie îmi rămâne doar să o citesc pentru dumneavoastră. Ioan Mircea Corcodea s-a născut în Cluj pe 23 august, în 1938, și a copilărit pe asfaltul orașului cu un mic intermezzo, tot asfaltic, în refugiu la București din 1940 până în 1945. Mama, contabilă de meserie, tatăl maestru la căile ferate române, Cluj și București. Școlile și le-a făcut în Cluj-Napoca, până la nivelul liceului, și cursuri post-liceale la Politehnica Cluj. Și a fost angajat la Universitatea Tehnică, de unde s-a pensionat, ca și cadru didactic ajutător de la Catedra de Fizică. S-a căsătorit cu Steluța, fiica preotului baron greco-catolic Ion Madan. Are un fiu de suflet, Mihai Corcodea, inginer și antrenor de tenis, soția sa inginer fizician la Universitatea Tehnică din Cluj, și are un nepot căruia i-a dedicat acest volum, un nepot de doar 3 ani, Patrick. Patrick, ești aici? Aici. Bun, dar nu răspunde. Da, bine. De pe la 25 de ani a început să compună poezii până când și-a cunoscut viitoarea soție pe Steluța, pe urmă s-a oprit. Și abia după 40 de ani a început să compună, când și-a pierdut soția din nou, pe la vârsta de 70 de ani. De atunci compune poeme în mod spontan. În ultimii ani participă asidu la evenimentele culturale de orice natură care se organizează în Cluj-Napoca, dar și în alte localități, inclusiv București. Întâlnirea poetului cu artistul plastic Vasile Foc Negreșteanu la București a dus la realizarea unui portret care se află și pe coperta acestui volum. A fost de 3 ori oaspetele site-ului clujam.ro, unde a recitat din poemele sale și a vorbit despre felul în care le compune și despre începuturile sale ca poet și sistemul lui de lucru. În cadrul manifestărilor culturale de la spațiul de creație Reactor, a fost oaspete privilegiat într-o seară când se lansa o lucrare, și la solicitarea spectatorilor, printr-un cuvânt cheie anunțat, un soi de joacă, a compus 6 poeme primite cu aplauze. Același lucru și la Berăria Culturală Ursus, unde a recitat un poem personal pentru care a primit un volum de poezii cu autograf și aplauze. Doamna Micaela Bucui a recenzat în ziarul Făclia volumele Clipe și Drul, surprinzând cu delicatețe originalitatea, mesajul și noutatea poetelor. Primul volum de versuri, Chemare, a apărut în 2008. A urmat Drum, 2012, Clipe, 2013, iar în 2014, alte 2 volume. Am găsit și Rugă. Iar volumul de astăzi are o copertă specială făcută pentru autor de către muza acestuia, Laura Tor. Este aici, Laura? Da, dacă poate. Așa. Să te vadă nume, pentru că coperta îți aparține.
despre care ne vor vorbi invitații noștri speciali și le mulțumesc că sunt prezenți. Mă bucur că este prezent domnul Ion Cristofor, scriitor de mare anvergură, nici nu mai venit să spun ceva, pentru că știe toată lumea cine este. Și scriitorul și critic de artă, Eugen Cojocaru, dar și domnul profesor Onufrie Vințeler, va spune la sfârșit câteva cuvinte. Domnul Ion Cristofor, vă ascultăm. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, întrucât în sală sunt oameni de vârsta mea, știți foarte bine că altă dată sărbătoream cu mare entuziasm Ziua Națională a Republicii. Astăzi participăm la un alt fel de sărbătoare, o sărbătoare spirituală, sărbătoarea domnului Ion Mircea Corpodean, a lansării cărții domniei sale și tot o atmosferă sărbătorească este și această expoziție a doamnei Luminița Rusu. Constat că inginerii sunt oameni de mare talent și mărturisesc că eu însumi ar fi trebuit să devin inginer, dar viața a vrut să devin cu totul altceva. Dar încă o dată constat că inginerii, în momentul în care ies din sau politehniștii, dacă vreți, din domeniul lor, au o îndrăzneală ieșită din comun. Adică intră în domeniul acesta care pare un hobby sau un violon de engle cu o îndrăzneală pe care, așa zis, și profesioniști sau oamenii artelor nu o au de obicei. Ion Mircea Corpodean a debutat relativ târziu. Am înțeles că chinurile căsniciei a fost motivul pentru care a renunțat la poezie sau, mă rog, s-ar putea să existe alte motivații. Oricum, a debutat foarte târziu, întrecându-l pe Arghezi, care știți, a debutat cuvinte potrivite la 47 de ani și a fost considerat o anomalie. Poeții, în general, sunt tineri, debutează tineri și de foarte multe ori se opresc la senectute, trecând și experimentând alte genuri. Însă există o explicație. Ion Mircea Corpodean scrie o poezie reflexivă, o poezie a unui moralist, a unui om care a văzut și a pătimit multe și care își pune cogitațiunile, reflexiile în versuri. Este, prin definiție, un om al paradoxului, mizează mult pe acest artificiu lingvistic, pe paradoxuri, pe calambururi. Este și un spirit ludic, se joacă cu limbajul, scrie o poezie a limbajului, dacă vreți, până la un punct. Este un spirit jucăuș și, prin definiție, un spirit tânăr și neliniștit. Este această carte un jurnal, fiindcă toate poeziile domniei sale sunt datate, ele sunt o transcriere a unor trăiri, a unor gânduri care îl macină. Sunt de aceea minuțios însemnate, de pildă cea pe care am deschis-o din întâmplare, este scrisă de te-aș iubi, este scrisă în 8 martie 1968 cu notația foarte exactă a orei 13:45 pe teleferic. Foarte multe dintre poeme, printr-un hazard fericit, sunt scrise, sunt intitulate La Casino, locul în care ne aflăm la ora de față. Scrise, în general, văd că în zile primăvărate, probabil că maestrul s-a plimbat prin această zonă și cum este un spirit neliniștit și, în același timp, foarte spontan, și-a notat gândurile pe o hârtie, conservându-le în această carte interesantă, a unui
om care gândește mult și spune lucrurile cu o elocvență care este de cele mai multe ori foarte, foarte fericită. Sunt poezii, cum spuneam, care oscilează între această tentație a ludicului, a unui spirit jucăuș, ghiduș și, în același timp, o anumită seriozitate a unui moralist, a unui moralist surâzător, nu un moralist acru și necruțător care vede răul în curtea celorlalți, ci care se scurtează pe sine însuși cu aceeași seriozitate cu care privește și lumea conjurătoare. Sunt uneori și aluzii politice, dar niciodată biciul ironic nu este prea crud sau acizii ironiei nu sunt corozivi. Este deci un moralist binevoitor care, din experiența de viață, a învățat că trebuie să fie clement cu slăbiciunile celorlalți, fiindcă suntem noi înșine atacați de tot soiul de slăbiciuni. Este, prin urmare, acest volum frumos intitulat Gânduri, este o carte vie a unui om pe care îl simțim foarte viu și, în același timp, foarte, foarte sincer. Tematica este foarte diversă, de la pantoful iubitei până la lună și stele, toate îi trezesc interesul. E, prin definiție, Ioan Mircea Corpodean, un om curios, o inteligență foarte vie, iar acest jurnal liric este edificator pentru formația sa intelectuală și pentru o anumită compoziție morală a unui caracter ieșit din comun. Este, după cum știu prietenii, un om atent la tot ce se mișcă în oraș. Rar există o deschidere de expoziție, o lansare, unde să nu-l întâlnim pe Ioan Mircea Corpodean, îmi aduce aminte de un alt spirit pe care, din păcate, nu-l mai avem printre noi, profesorul Mircioiu, care și acela era extrem de atent la tot ce însemna cultură în orașul nostru. În ce mă privește, consider că este o binecuvântare și o generozitate a destinului de a avea concetățeni și oameni care sunt îmbibați de arte și care produc ei înșiși arte, cum este Ioan Mircea Corpodean. Nu știam că este ziua dânsului, că probabil i-aș fi adus un vin, cu atât mai mult cu cât mi-am mărturisit că nu-l mai bea. Că nu mai bea. Mă rog, nimeni nu-i perfect, dar ne străduim să fim. Felicitări, iubite poet, la mulți ani, și să vă dea Dumnezeu încă multe volume de versuri și la fel de frumoasă presențiată frate. Scriitorului și omului de mare cultură, Ioan Cristofor, și ne bucurăm că este acum împreună cu noi. Să-l ascultăm în continuare pe Eugen Cojocaru. Onorată auditoriu, mă bucur că suntem aici într-un număr mare pentru a participa la două evenimente importante pentru care îi felicit pe Luminița Rusu și Ioan Mircea Corpodean. Ion Cristofor a atins deja punctele esențiale ale volumului Gânduri al lui Ioan Mircea Corpodean și vin și eu acum să luminez câteva din alte fațete esențiale ale scrierii. În primul rând, titlul Gândul este foarte simplu, pentru că această carte este simplă, în aparență. Este un fel de, dacă ne amintim de stream of consciousness, fluxul conștiinței, fluxul conștiinței la Joyce, foarte complicat, aici avem un stream of thoughts, un
continuu de gânduri simple. Ele sunt Sancta Simplicitas, dar nu simple. Și mă gândesc că îl compar, dacă ne aducem aminte despre viața simplă pe care au elogiat-o Vergiliu sau Hesiod în Munci și Zile, îl putem compara pe Ioan Mircea Clopotean cu un Vergiliu Hesiod, păstrând proporțiile, un poet clujean care elogiază viața simplă în Cluj. Sunt gânduri simple. Cum eu sunt fidel prezentării mele totdeauna aplicate, o critică, o estetică aplicată, vreau să spun că, din nou o comparație, scrierea lui se apropie de pictura naivă, conștient naivă, nu naivă. La fel, versurile sale sunt un fel de gânduri simple, dar care păstrează profunzimea și sfințenia vieții cotidiene. De mult, de două sau de trei ori chiar, am văzut că el termină o poezie spunând, ca un motto lăsat la final, deci sunt viu. Toate poeziile lui, sau tuturor poeziilor lui, aș adăuga acest motto sau final. El vrea să spună, deci sunt viu. El se ocupă de viața individuală, a sa, simplă, așa cum ne găsește câte un moment. Nu trebuie să fie un moment astral deosebit, cum este la Stefan Zweig sau viața noastră, o nuntă sau o îndrăgostire. La el sunt momentele fugitive care aparent sunt neimportante, neesențiale, dar ele vin tot din esența noastră. La fel și scrierea lui. El nu este ca alți poeți care prefac viața în diamante super șlefuite, strălucitoare, ce explodează în focuri de artificii verbale și de imagini. Nu! La el, viața este simplă, tel quel, așa cum este. Așa i-aș da titlul și unui articol critic la această carte, Viața tel quel, viața așa cum e. Aș vrea să dau câteva exemple, scurt, dacă vorbeam de critică aplicată. Vă fac atenție asupra unor poezii cu aripi și veselie. Sunt, de fapt, arta poetică a lui Ioan Mircea Clopotean. Aș vrea să citesc unul. Veselie. Zgomot, veselie, bucurie, tineret să fie și totul bine va fi. Se bea și se ascultă muzică, voi vedea de nu voi fi cu ochii închiși, dar voi auzi cu ambele urechi, deci stereo. Aștept să vină băutura și boabe de cafea, fum puțin, dar veselie multă, totul e bine, deci binele e cu mine, în mine. Cele patru nu sunt călugărițe, dar cântă minunat. Deci au un dar de la Dumnezeu. Trei viori și un violoncel. Melodie se varsă în mine, însă și eu, de fericire, vibrez. Doamne, îți mulțumesc că drumul mi l-ai croit. Sunt aici și vesel. Deci sunt viu. Cum am spus mai înainte. Eu îl văd ca un epicur care vroia viața simplă, stoică, și o descrie și o trăiește. La fel și Ioan Mircea Clopotean este un fel de Diogene la care a venit Alexandru cel Mare și a vrut să-i spună, să-i povestească, să-i dezvăluie toate secretele filozofiei. Și Diogene a spus simplu, dă-te că nu vine soarele la mine, nu faci umbră. Deci el se reducea Diogene la esențial. Lăsați-mă cu lucrurile complicate, teoriile complicate. Soarele, viața, un moment, un violoncel, o muzică, un pic de vin și fum, nu? Acesta este Ioan Mircea Clopotean. Îl știm cu toții că este fotograful multor momente ale noastre,
deci s-a focusat pe ceilalți, pe exterior, aș putea să fac o alegorie acum, o și împlinesc, spunând că volumul lui Gânduri este la fel, o suită întreagă de instantanee, de fotografii, dar nu ale exteriorului, și acum el se fotografiază pe sine însuși, în anumite momente. Și el ne prezintă acum fotografiile sufletului său. Îi mulțumesc pentru acest volum frumos și îl felicit. Îi doresc mult succes în continuare și vă invit să le citiți cu atenție și să descoperiți frumusețea simplă, dar profundă, care se ascunde în spatele versului. La mulți ani și pentru... Să pâine acasă, însă cum e dur.
trăiesc în a noastră țară. Până-i dulce nu-i amară, vrem ca să trăim ca frații, dar nu ne dau pace alții. Vrem ca să trăim ca frații, dar nu ne dau pace alții. Români, nu plecați din România, că aici nu este glia, iar pe cei care ați plecat, vă așteptăm cu drag în sat. Iar pe cei care ați plecat, vă așteptăm cu drag în sat. Și-o întinde-o mare horă pentru voi, frate și soră, ci doar ce compun. Eu cel din fața voastră nu e cel din vesurile mele, dar uneori, adică aproape întotdeauna. Dacă vreți să mă cunoașteți, citiți vesurile mele. Și dacă nu vreți să mă cunoașteți, citiți vesurile mele. Mulțumesc!